Mai avem mâine loc de muncă sau nu? Asta se întreabă poștașii giurgiuveni în fiecare zi de când conducerea Poștei Române a anunțat un plan de măsuri pentru redresarea companiei, dar cu care angajații nu sunt de acord. Mai precis, conform acestui plan, poștașii vor rămâne fără anumite drepturi salariale, ceea ce i-a nemulțumit pe sindicaliști. Deci Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, filiala Giurgiu, nu este de acord cu setul de măsuri impus de Compania Națională Poșta Română, privind eliminarea sporului de fidelitate, reducerea cu 50% a primei de vacanță, reducerea cu 50% a tichetelor de masă, restructurarea rețelei poștale în mediul rural, unde situația nu este analizată exact conform situației din teren, e făcută din birou și aici implică unele măsuri care vor avea repercusiuni pentru viitorul Poștei Române, pentru că acolo nu vor mai ajunge clar trimiteri poștale, mandatele cu bani, dacă se impun aceste măsuri. Sindicaliștii cred că tot acest scandal din Poșta Română a fost declanșat de managementul defectuos care a dus la un pas de faliment compania. Pierderile acestei uriașe ale companiei provin din cauza managementului defectuos. Ce se întâmplă? Contracte neperformante, contracte care au tras compania înapoi datorită faptului că ele au fost făcute pentru băieții deștepți, cum s-ar spune, din poștă. Au fost contracte care nu se impuneau la momentul acela, privind externalizarea transportului de numerar, procesarea numerarului, activități care le făceau Poșta Română, au considerat că nu mai trebuie să le facă Poșta Română, să le facă cu alte firme. Alte firme care bănuiesc că comisioanele au fost destul de mari și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Compania a ajuns la un pas de insolvență. În condițiile în care Comisia de Negociere a Sindicaliștilor nu va ajunge la niciun rezultat cu conducerea Poștei, se are în vedere chiar și încetarea activității ca ultimă formă de protest. Da, deja au început acțiunile de protest prin pichetarea, a fost în data de 10 pichetarea Companiei Naționale Poșta Română, s-au început și în celelalte regiuni ale poștale. În luna septembrie avem programat un meeting în fața Ministerului Comunicațiilor și în ultima fază vom înceta activitatea, dacă nu vom cade la un acord. Nu se poate să spus compania pe spinarea salariatului. În județul Giurgiu activează 340 de salariați ai Poștei Române. Salariul mediu al unui angajat variind între 1.000 și 1.200 de lei, în timp ce salariul minim nu trece de 600 de lei în cazul agenților poștali de la sate.